Vă salut pe toți cei care urmăriți cursurile mele. Suntem la al doilea curs de termodinamică, în care va fi vorba despre căldură și temperatură, adică despre două mărimi fizice de care avem nevoie tot timpul când discutăm despre fenomene termice. În primul curs am definit sistemul termodinamic ca fiind un corp macroscopic sau un ansamblu de corpuri macroscopice. Acum voi mai adăuga o condiție. Un sistem termodinamic mai trebuie să aibă și un exterior și trebuie să fie delimitat de exterior, fie fizic, fie măcar mental. Adică să ne-l putem imagina ca o parte a lumii înconjurătoare, care este delimitată măcar în mintea noastră de restul Universului. Un sistem termodinamic, a sosit acum momentul să discutăm despre asta, poate să fie deschis sau închis în ceea ce privește schimbul de substanță cu exteriorul. Cred că e clar ce înseamnă asta. Dacă e deschis, înseamnă că poate schimba substanță cu exteriorul, dacă e închis, nu poate schimba substanță. Din punctul de vedere al schimbului de energie cu exteriorul, sistemul termodinamic poate să fie izolat sau neizolat. Dacă e izolat, nu poate să schimbe energie cu exteriorul. Există aici o noțiune foarte importantă, și anume sistem termodinamic izolat termic. Dar despre asta vom discuta imediat. Știți ce înseamnă cu siguranță? Înseamnă că nu poate schimba căldură cu mediul exterior. Cum poate să schimbe un sistem termodinamic energie cu exteriorul? Poate să o facă în două feluri, prin căldură sau prin lucru mecanic. Lucrul mecanic este o noțiune mecanică și va fi tratat în cursul de mecanică dedicat energiei și lucrului mecanic, iar căldura este o mărime fizică specifică studiului fenomenelor termice. Și deocamdată vă rog să rețineți că este o formă a schimbului de energie. Deci, nici ea, nici lucru mecanic, de fapt, nu sunt forme de energie, ci sunt forme ale schimbului de energie. Asta înseamnă că nu putem spune despre un sistem termodinamic că are atâta căldură. N-are sens o astfel de afirmație. La fel cum și afirmația are lucru mecanic este de asemenea fără sens. Un sistem termodinamic poate să dea sau să primească căldură, sau poate să efectueze lucru mecanic, sau poate să se efectueze lucru mecanic asupra lui, dar nu are nici căldură, nici lucru mecanic. Ca să înțelegeți de ce, să ne gândim la căldură și să ne gândim la un corp. Un corp poate fi un sistem termodinamic, nu? Corpul respectiv poate să cedeze căldură dacă va fi pus în contact cu un corp mai rece, dar poate să primească căldură dacă va fi pus în contact cu un corp mai cald. Deci, în niciun caz, nu putem spune că are atâta căldură. Mai mult decât atât, câtă căldură cedează sau primește, depinde de ce fel de transformări au loc, după cum vom vedea mai departe. Și acum putem să trecem la noțiunea de temperatură. Așa cum am spus deja, un sistem termodinamic poate schimba energie cu exteriorul prin lucru mecanic și căldură. Una dintre mărimile care definesc starea unui sistem termodinamic este energia lui. În termodinamică e foarte importantă noțiunea de energie internă, dar voi defini mai târziu energia internă. Deocamdată să vorbim despre energia unui sistem termodinamic. Spre deosebire de căldură și lucru mecanic, energia este o mărime de stare. Adică putem spune că în această stare, sistemul termodinamic are atâta energie.
Se constată experimental că dacă punem în contact două sisteme termodinamice, atunci energia lor se poate modifica chiar dacă ele nu schimbă lucru mecanic, chiar dacă nu se efectuează lucru mecanic. Și asta înseamnă că trece cumva energie de la unul la celălalt. Ei, acest schimb de energie, când nu se efectuează lucru mecanic, îl numim căldură. Dacă două sisteme termodinamice sunt în contact termic și totuși nu schimbă căldură între ele, atunci spunem că sunt în echilibru termic. Iar starea de echilibru termic se supune relației de tranzitivitate. Adică, dacă un sistem termodinamic A este în echilibru termic cu un sistem termodinamic B, și dacă sistemul termodinamic B este în echilibru termic cu un sistem termodinamic C, atunci sistemul termodinamic A este în echilibru termic și cu sistemul termodinamic C. Se numește principiul tranzitivității echilibrului termic. Cu ajutorul echilibrului termic putem defini ceea ce se numește temperatură empirică. Toate sistemele termodinamice aflate în echilibru termic au aceeași temperatură. Deci temperatura empirică este mărimea care caracterizează starea de echilibru termic a unui sistem termodinamic. Ea nu poate fi determinată la modul absolut, pentru că, încă o dată spun, se definește cu ajutorul noțiunii de echilibru termic. Temperatura empirică se definește, deci, pe baza tranzitivității echilibrului termic prin alegerea convențională a două stări de referință, cărora li se atribuie arbitrar două valori ale temperaturii. Pentru măsurarea temperaturii empirice se folosește un termometru și imediat vom discuta despre termometru, care trebuie să fie adus în contact cu sistemul termodinamic a cărui temperatură vrem să o măsurăm. Mai mult decât atâta, termometrul trebuie să ajungă la echilibru termic cu sistemul termodinamic căruia îi măsurăm temperatura. Dar pentru ca temperatura sistemului termodinamic să nu se modifice din cauza contactului cu termometrul, sistemul termodinamic trebuie să aibă foarte multă energie. Și în cazul ăsta, el se numește termostat, tocmai pentru că nu îi putem modifica temperatura, mai ales prin contactul cu un termometru. De pildă, apa mării sau a oceanelor este un termostat. Sau atmosfera, aerul, este un termostat, pentru că nu putem modifica temperatura prin contactul cu un termometru. Termometrul este un dispozitiv și nu este un device decât în limba engleză, care are în alcătuirea lui un corp termometric. Ce înseamnă asta? Un corp termometric este un corp care are o mărime termometrică. Ce înseamnă mărime termometrică? O mărime care se modifică odată cu temperatura. Deci trebuie neapărat să avem un corp care are o proprietate, o mărime fizică, asociată proprietății respective, care se modifică odată cu temperatura.
termometrul ajunge la echilibru termic cu sistemul termodinamic a cărui temperatură o măsurăm, mărimea lui termometrică are o anumită valoare. Pentru măsurarea temperaturii trebuie să stabilim o relație între această valoare a mărimii termometrice și temperatura termostatului, care este și temperatura termometrului dacă au ajuns la echilibru termic. Această relație între mărimea termometrică și temperatură se numește scară termometrică. Pentru exemplificarea celor spuse aici, să vorbim despre scara Celsius. Inițial, cele două stări de referință folosite în scara Celsius au fost starea de echilibru între gheață și apă la presiunea atmosferică normală, deci temperatura amestecului de apă și gheață la presiunea atmosferică normală și temperatura de fierbere a apei, starea de fierbere a apei cu temperatura corespunzătoare ei, tot la presiune atmosferică normală. Prima stare, gheața amestecată cu apă, a fost notată cu 0 grade Celsius, iar a doua, apa care fierbe deja la presiunea de o atmosferă, cu 100 de grade Celsius. Iar diferența dintre cele două a fost împărțită la 100 și s-a obținut în acest fel gradul Celsius. Există o definiție mai nouă a gradului Celsius și anume a 273,16 parte din temperatura stării de punct triplu al apei. Starea de punct triplu se referă la starea în care o substanță poate să existe în toate cele trei stări de agregare. Deci pot să am într-o stare de echilibru solid, lichid și gaz în aceeași stare. Sigur, pentru asta trebuie o anumită temperatură și o anumită presiune. Starea de punct triplu în cazul apei se realizează la temperatura de 0,01 grade Celsius și presiunea de 0,006 aproximativ atmosfere. În aceste condiții, apa se poate găsi atât în stare solidă, adică gheață, cât și în stare lichidă, cât și în stare gazoasă, adică vapori de apă. Acum să ne gândim la un termometru clasic, un termometru cu lichid.
Am spus că orice termometru trebuie să aibă un corp termometric. În cazul acestui termometru, corpul termometric este lichidul. Lichidul care se găsește în rezervor și în tubul care iese din rezervor. Corpul termometric trebuie să aibă o proprietate termometrică. În acest caz, proprietatea termometrică este volumul lichidului, care se modifică odată cu temperatura. Proprietatea termometrică trebuie să fie funcție de temperatură, să se schimbe odată cu temperatura. Lichidul se dilată sau se contractă în funcție de temperatură. Dar în cazul termometrului, de fapt, simplificăm lucrurile, pentru că ceea ce ne interesează este, de fapt, lungimea coloanei de lichid din tubul termometrului. Pentru că odată cu modificarea volumului lichidului, evident că se modifică și lungimea lichidului din tubul termometrului. Deci lungimea lichidului, lungimea coloanei de lichid din tubul termometrului este ceea ce numim mărime termometrică. Și asta trebuie asociată cu temperatura. Și în felul ăsta obținem o scară. Cum se etalonează un astfel de termometru în scara Celsius? Pentru scopuri practice, se procedează în felul următor. Întâi se introduce viitorul termometru, pentru că neavând încă scală, nu este încă termometru. Într-un amestec de gheață cu apă, coloana de lichid se scurtează și când nu mai coboară capătul coloanei de lichid, notăm poziția respectivă cu 0 grade Celsius. Apoi se introduce viitorul termometru în apă care fierbe. Coloana de lichid se lungește și când capătul coloanei nu mai urcă, ceea ce înseamnă că s-a ajuns la echilibru termic, notăm poziția respectivă cu 100 de grade Celsius. Și apoi nu ne rămâne decât să împărțim intervalul dintre 0 grade Celsius și 100 de grade Celsius în 100 de diviziuni. Fiecare diviziune va fi pe scala respectivă 1 grad Celsius. Nu trebuie uitat că termometrul arată temperatura lui. De aceea, măsurarea temperaturii are loc în felul următor. Termometrul se pune în contact termic cu sistemul termodinamic și după câtva timp se ajunge la echilibru termic, caz în care, așa cum am discutat deja, spunem că cele două au aceeași temperatură. Și atunci citim temperatura termometrului, care de fapt este și temperatura sistemului termodinamic și spunem am măsurat temperatura sistemului termodinamic. Găsiți pe canalul acesta un videoclip dedicat măsurării temperaturii și scării Celsius, al șaselea din seria Lumea nu este cum crezi, care este numit Temperatura la umbră și al cărui link îl găsiți la descrierea acestui clip. În termodinamică folosim de obicei scara absolută de temperatură, numită scara Kelvin. Motivele pentru care facem acest lucru sunt explicate în alt videoclip din seria Fizica pentru examene și concursuri și anume al treilea clip din această serie numit Căldură 01. Și linkul corespunzător acestui clip îl găsiți în descriere. Scara Kelvin, numită așa după numele lui William Thomson, Lord Kelvin, se numește scara absolută de temperatură. Un Kelvin, și atenție, nu se spune grad Kelvin, doar Kelvin. Un Kelvin se definește la fel cu gradul Celsius, adică este a 273,16 parte din temperatura punctului triplu al apei. Deci Kelvinul are aceeași valoare ca și gradul Celsius. Pe scala atașată unui termometru, Kelvinul este la fel de mare, diviziunea respectivă, ca și cea corespunzătoare gradului Celsius. Dar diferența este că în cazul scării Kelvin, a scării absolute, 0 Kelvin înseamnă cea mai joasă temperatură.
nu spun posibilă, pentru că de fapt nu putem ajunge la această temperatură, dar putem să ne apropiem de ea oricât de mult, așa cum veți vedea în cursurile următoare. Deci 0 Kelvin se numește 0 absolut și este această stare a unui sistem termodinamic în care suma energiilor moleculelor lui în sistemul de referință al sistemului termodinamic este 0. Adică sistemul termodinamic nu mai are energie internă datorată agitației termice. Știm deja, căldura este o formă a schimbului de energie dintre sistemele termodinamice. Dacă un sistem termodinamic nu schimbă lucru mecanic cu exteriorul, dar primește căldură, atunci energia lui internă crește. Dacă în aceleași condiții, adică nu schimbă lucru mecanic cu exteriorul, cedează căldură, dă căldură, atunci energia lui internă scade. Termodinamica nu se ocupă cu studiul fenomenelor la nivel molecular. Dar este bine să știm, am spus deja și repet, că de fapt această energie internă a unui sistem termodinamic este de fapt suma energiilor moleculelor sistemului termodinamic respectiv. Iar trecerea căldurii de la un sistem termodinamic la altul se face prin ciocniri între moleculele unui sistem termodinamic și moleculele celuilalt sistem termodinamic. Și anume, în corpul cu temperatura mai mare, moleculele au mai multă energie în medie, deci au o viteză medie mai mare, decât în sistemul termodinamic sau corpul cu temperatură mai mică. Și asta înseamnă că atunci când dau loc ciocniri între moleculele unui corp și moleculele celuilalt, apare un transfer de energie de la moleculele corpului mai cald la moleculele corpului mai rece. Și în felul ăsta, corpul mai cald se răcește, iar corpul mai rece se încălzește. Această trecere a energiei cinetice a moleculelor de la un sistem termodinamic la altul se numește căldură. Asta înseamnă căldură. Iar efectul acestei treceri este, dacă nu are loc și un schimb de lucru mecanic, o modificare a temperaturii celor două sisteme termodinamice. Adică, așa cum am spus, cel cald se răcește, iar cel rece se încălzește. De foarte mare importanță în studiul fenomenelor termice este să știm calcula căldura pe care o primește sau o cedează un sistem termodinamic. Pentru aceasta folosim coeficienții calorici. Să-i definim. Să presupunem că avem un sistem termodinamic care schimbă, ca să simplificăm lucrurile, primește căldura Q și sistemul termodinamic respectiv își mărește temperatura cu delta T, Kelvin sau grade Celsius. Pentru că variația de temperatură este aceeași, indiferent că e măsurată în scara Celsius sau în scara Kelvin. Pentru că gradul Celsius și Kelvinul se definez la fel, înseamnă același lucru de fapt. Și raportul Q supra delta T se notează cu litera C mare și se numește capacitate calorică. Și este o proprietate a unui corp sau a unui sistem termodinamic, pentru că mi-arată câtă căldură trebuie să-i dau corpului respectiv ca să-și mărească temperatura cu un grad sau cu un Kelvin. Unitatea de măsură pentru capacitatea calorică în sistemul internațional este joule pe Kelvin.
căldură pe temperatură, pe variația temperaturii. Acum să presupunem că avem un corp care are masa M și în cazul ăsta raportul Q supra M ori delta T se notează cu litera C mic și se numește căldură specifică. Căldura specifică nu mai este o mărime care caracterizează sistemul termodinamic sau corpul, ci substanța, materialul din care este confecționat corpul. Pentru că, de fapt, căldura specifică ne arată câtă căldură trebuie să dau unui kilogram din substanța respectivă ca să-și mărească temperatura cu un grad sau cu un Kelvin. Și atunci unitatea de măsură pentru căldura specifică în sistemul internațional va fi joule pe kilogram Kelvin. De pildă, apa are căldura specifică 4185 de joule pe kilogram Kelvin, ceea ce înseamnă că pentru a încălzi un kilogram de apă cu un grad sau cu un Kelvin, trebuie să îi dau acelui kilogram 4185 de joule căldură. Și în fine, în cazul gazelor, ne interesează numărul de mol. Să notăm numărul de mol cu litera nu și atunci avem raportul Q supra nu ori delta T, care se notează cu cel mare indice nu și se numește căldură molară. Și este clar ce ne arată căldura molară. Ne arată câtă căldură trebuie să dau unui mol dintr-o substanță, dintr-un gaz, pentru ca acesta să-și mărească acest mol, această substanță să-și mărească temperatura cu un grad sau cu un Kelvin. Unitatea de măsură pentru căldura molară în sistemul internațional este joule pe kilomol Kelvin. Pentru că în sistemul internațional lucrăm cu kilomoli, pentru că lucrăm cu kilograme și atunci trebuie să lucrăm cu kilomoli. În cazul gazelor, această căldură molară poate să fie la volum constant sau la presiune constantă. Pentru că nu trebuie să dăm tot atâta căldură, indiferent cum încălzim gazul respectiv, pentru ca el să-și mărească temperatura cu un grad. Dacă facem acest lucru lăsându-l să se dilate, atunci avem nevoie de o anumită căldură Q, dar dacă nu îl lăsăm, atunci vom avea nevoie de o altă căldură și asta vom vedea în cursurile care urmează, pentru că în cursul următor ne vom ocupa de legile gazului ideal. La revedere!